Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care împarte drept cuvântul lui Dumnezeu. Bănuiesc că nu există slujitor al lui Dumnezeu care să nu fi subliniat măcar o dată în viață în versetul acesta din Scriptură. Suntem la final de săptămână, o seară în care venim în fața dumneavoastră cu slujitori, de data aceasta doi slujitori de pe frumoasele meleaguri bucovenene. Fratele Iosif Mirăuță, da, mulțumesc slujitor. Că ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Amin, și eu mulțumesc pentru invitație. Cu cel mai mare drag, și fratele Cătălin Croitor. Mulțumesc că ați venit pe meleagurile noastre și ne-am putut întâlni. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Știu că, cel puțin fratele Iosif vine din slujire, mai exact de la o mormântare. Cătălin, bănuiesc că și tu ai avut o zi plină, ca de obicei. Trebuia să fiu la un curs de cateheză, am venit aici în schimb. O să faci cateheză cu noi. Păi cine știe, poate facem un curs de cateheză. Cum a fost la mormântare? Ca la mormântare, slavă Domnului că s-a vestit cuvântul și a fost cine să-l asculte. A plecat un tată a 10 copii și mesajul în mod special a fost pentru familie, pentru copii și ne bucurăm că a fost semănată sămânța. Domnul să ajute să încolțească și la vremea potrivită să aducă roadă. Amin. Știi ce întreba cineva și poate întreabă mai mulți? Dar persoana care întreba chiar o punea așa pozitiv. Spunea, am văzut slujitori care au logodnă, binecuvântare de copil, merge apoi într-o familie la consiliere, după asta sună că a murit bunica sau ceva. Am zis, cum le puteți împăca toate stările astea? Cum aici, că nu te poți duce la logodnă în mormântarea și nu te poți duce la înmormântare cu logodna și ce presupun ei, și îmi pare bine că presupun asta, că noi nu mergem să jucăm teatru. Cum le împaci? Exact. Căutăm să ne adaptăm la fiecare situație, să ne bucurăm cu cei care se bucură, să plângem cu cei care plâng și cel puțin pentru mine nu e o problemă, mergem înainte și căutăm să facem față la toate situațiile care apar. Unele neprevăzute, altele, știu, poate mai ai timp să te mai gândești, să te pregătești, dar... Se aplică aici ce spune Apostolul Pavel, că numai Dumnezeu este cel care ne ajută să fim sigur pregătiți pentru asta. Sigur. Da. Dacă erai la cursul de cateheză, ce lecție trebuia să ții? Trebuia să fim acum la pasul numărul 3 în cursul nostru de cateheză, în care vorbeam despre biruința asupra păcatului. Am vorbit în lecțiile trecute despre siguranța mântuirii și acum ne pregăteam să vorbim despre păcat, despre firea pământească, despre ispite, despre biruința pe care aveam asupra păcatului și chiar atunci când... Și în lecția asta, că habar n-am ce presupune lecția, dar mă gândesc imediat, îmi place subiectul. Poate una din întrebările mele, îmi spui cum să fiu biruitor asupra păcatului care a pus stăpânire pe mine sau îmi spui cum să fiu biruitor asupra păcatului care vrea să pună stăpânire pe mine? Care încearcă să pună stăpânire pe noi. Noi, nou născuți din nou fiind, considerăm că nu mai suntem sub stăpânirea păcatului. Proprietarul nostru este Domnul. Și atunci, accidental, mai cădem în ispită, păcătuim. Și ce încerc să le spun celor care vin de la cateheză, cu înțelepciune și cu tact, că, din păcate, vor observa că și după botez vor mai păcătui. Sunt unii care, în naivitatea lor, consideră și cred că după botez, viața e numai de biruință și fără păcat, fără căderi. Și atunci când cad într-o descurajare și într-o depresie atât de mare, încât unii zic că s-a terminat. Am pierdut mântuirea, nu mai e nicio șansă. Și atunci la... Sau alții se obișnuiesc până la urmă cu ideea așa merge. Da, asta e cealaltă extremă, e adevărat. Și încerc să le spun celor care vin la cateheză că și cel neprihănit cade, și cel botezat cade, și cel pocăit cade. Și cade nu odată, de două, de trei, de șapte ori.
Dar important e să nu rămână jos, să își mărturisească păcatul, să se pocăiască de păcat, să regrete, să vină la Domnul Iisus și să meargă înainte, cu credința că va fi mai bine de acum încolo. Deci există biruință? Sigur, există. Prin puterea Duhului Sfânt există. Avem și arme care ne sunt puse la dispoziție să stăm împotriva păcatului, să biruim împotriva păcatului, dar accidental mai cădem. Oare și la asta se referă Dumnezeu când spune în Apocalipsa, celui ce va birui îi voi da? Sigur, tuturor celor 7 biserici din Apocalipsa, într-un fel sau altul, ne spune lucrul acesta. Celui ce va birui îi voi da să șade, îi voi da cu nume. Există răsplată. Există... Deci există luptă, există răsplată. Absolut. Frate Miruț, da. V-a ajutat vreodată în slujire gândul răsplătirii? Da. Noi știm că suntem mântuiți fără plată prin Domnul Iisus Hristos, dar știm tot din cuvântul Domnului că fiecare va primi o răsplată pentru slujba pe care a făcut-o. Și chiar Biblia menționează și chiar ne încurajează să slujim cu credincioșie și să nu uităm că răsplata noastră este în ceruri. Suntem oameni și trebuie să recunoaștem că așa prin firea noastră cam cântărim lucrurile, le măsurăm și am vrea când facem un anumit lucru să primim o răsplată aici pe pământ. Însă știm că Domnul menționează și spune că să faceți așa, să nu faceți așa, pentru că dacă veți căuta răsplata aici pe pământ, o să aveți aici, dar vă pierdeți răsplata în ceruri. Slujim pe Dumnezeu din dragoste, nu pentru a primi o răsplată aici pe pământ, ci pentru a primi răsplată în ceruri. Dar și vorbele Domnului Iisus Hristos, răsplata voastră va fi mare în ceruri, ne mai ajută și pe noi. Da, este încurajat. Câți ani de slujire ai, Cătălin? 15 oficial. 15 oficial. Hai să-i luăm pește oficial. În 15 ani de slujire ți-a trecut vreodată prin cap așa pentru 3 secunde că ar trebui să pui armele jos? De multe ori, mai mult de 3 secunde. Și ce te-a făcut să nu le pui jos? În primul rând, mi-am dat seama că gândul ăla nu vine de sus, nu vine de la Domnul, vine din omenescul, din mine, din umanitatea mea, din firea mea pământească, din slăbiciunile mele și încetul cu încetul a trebuit să stau de vorbă cu mine, să îmi aduc aminte că am o chemare, am o datorie, am o responsabilitate și încetul cu încetul, lângă asta, să văd și frumusețea și privilegiile slujirii. Mi-a plăcut un gând pe care l-am părtășit fratele Daniel Brânzei cu noi lunile trecute, cei din comunitatea de Suceava, frații păstori, și știm că ne confruntăm din când în când cu gândul de felul acesta. El ne-a încurajat și a spus: atunci când îți este greu, atunci când îți vine să te dai bătut, să lași totul la o parte, adu-ți aminte că Domnul te-a chemat să îi slujești pe copiii Lui. Cei care fac babysitting sau au grijă de copiii unuia sau altuia, probabil au preferințe și atunci când sunt chemați să păzească copiii unui primar, președinte sau nu știu ce alt rang, parcă mai cu drag mergi să o faci. Și atunci când noi ne gândim că lucrarea asta o facem pentru Domnul și pentru copiii Domnului, pentru copiii lui Dumnezeu, e un gând care îți dă curaj, te ajută să mergi mai departe. Sper să nu fiu așa prea teologic în ceea ce spun sau să folosesc un limbaj de lemn, dar faptul că slujești
biserica, mireasa lui Hristos. Iarăși un gând care... E un privilegiu. E un privilegiu. Nu doar o datorie, nu doar o povară sau o greutate pe care o ai pe umeri. E un privilegiu și, cum spuneați mai devreme și cum spunea și Iosif, faptul că vei avea o răsplată, faptul că osteneala ta nu va fi zadarnică și Dumnezeu nu trece cu vedere osteneala ta, așa cum e ea și cu rezultatele pe care le ai sau nu le ai, asta îți dă curaj. Nu, că mă bucur că ai spus și chestia asta, că mă întorc la babysitting, da? Uh-huh. Acum, e super fain să scrie în CV-ul tău că ai grijă de copiii celui mai tare patron din Bucovina, da? Și mișcă ceva, deci știi cum e. Până la urmă, amândouă merg împreună și am observat la Petru, care direct îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, am lăsat totul, ce răsplată vom avea? Uh-huh. Și Domnul foarte deschis îi spune, uite, astea vor fi pe pământ împreună cu suferințe sau așa și va fi viitorul dincolo. Deci există gânduri, fratele Iosif nu le-a avut, de asta nu îl întreb, că el a fost mereu pe baricade, mulțumesc Domnului. Gânduri de renunțare sau ce? Da, da, așa. Chiar mă gândeam în timp ce răspundea fratele Cătălin, sincer, poate au fost așa, dar știu eu pentru fracțiune de moment și au trecut. Sunt încredințat că pe calea Domnului și în lucrarea Domnului trebuie să rămânem până la capăt și Domnul nu îngăduie mai mult decât putem noi duce. Și am simțit mâna Domnului că atunci când a fost greu, a fost cu mine și cred că cel care a fost cu mine până acum va fi cu mine până la capăt. Amin. Dar e adevărat ce spunea Cătălin, că sunt momente în care trebuie să ne predicăm noi nouă. Da. Și să ne spunem, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să cred, e cuvântul lui Dumnezeu, exact. El rămâne credincioasă. Da. Hristos spune, pentru ce te mâhnești suflete înăuntrul meu? Stă de vorbă cu sufletul lui, are un schimb de vorbe, o predică, un discurs. Am mai vorbit și noi așa. Da. Nădăjdește în Domnul. Bun, schimbând chestia asta, că ar trebui să zic, că știu că o să aveți răspunsuri faine, să nu uităm, că dacă nu zice nimic de neveste, îi bai, dacă zice mi bai, da, așa. Căsătoriți, familiști, da, neveste, binecuvântate. Slavă Domnului! Cât de mult cântărește în viața unui slujitor ce fel de soție are? Foarte mult. Deci soția trebuie să fie ajutorul potrivit, așa cum descrie Scriptura. Și dacă nu este, atunci e o piedică, e un obstacol, greutate. Deci, chiar dacă sunt tânăr, am avut ocazia să particip la ordinări ale unor alți frați colegi și una dintre întrebările pe care am vrut să pun accentul a fost importanța soției ca și partener de slujire. Hai să presupunem că ne ascultă materialul după ce i-a dat, e încărcat pe YouTube, dă o fată peste el, da? Și ea se frământă cu gândul ăsta, poate chiar o pețește un slujitor, un tânăr, da? Și ea tot se întreabă, păi, mă calific, eu nu mă calific, să zic, da, nu, adică cumva de băiat îmi place, o sperie ideea că va fi soție de slujitor, cum ai încuraja-o să accepte? Sau dacă ei spune cam ce ar trebui să facă, ce ei spune? În primul rând, i-aș spune să fie atentă la șoapta Duhului și la călăuzirea personală. Și apoi m-aș gândi să mă încurajez să înțeleagă mai bine ce înseamnă slujirea, ce înseamnă un slujitor. Evident că nu poți înțelege totul înainte de căsătorie, cel mai mult înțelegi după ce te căsătorești. Dar cum nici noi nu înțelegem totul despre slujire. Așa e. Să înțeleagă cel puțin ce înseamnă slujirea și să stea de vorbă cu respectivul, să îl analizeze, să-i pună întrebări, să discute, să se... Adică și slujitorii sunt de mai multe feluri. Am înțeles, da. Mai multe nuanțe, de mai multe... Am auzit... De când sunt în lucrare, pe anumiți frați vorbind vis-a-vis de soțiile păstorilor și spunea
uite, sora asta are chemare de soție de păstor. Din păcate am auzit și invers. Bine, dar la invers n-au văzut ei bine. Probabil. Da, da. Cred că, așa cum un slujitor trebuie să aibă chemare din partea Domnului, la fel și o soție de păstor trebuie să aibă chemare din partea Domnului pentru lucrarea asta. Și cum ați spus, dacă ar fi o tânără care, știu eu, e într-o relație de prietenie cu un seminarist sau cu un viitor slujitor, trebuie să gândească bine dacă are chemarea asta din partea Domnului, pentru că este foarte important modul în care ea trăiește alături de soțul ei, modul în care el își duce la îndeplinire slujirea, practic este o lucrare pe care o fac împreună. Este cel mai soția, cea mai apropiată de slujitor și eu în biserică, totdeauna când sunt tot felul de situații sau mă raportez la anumiți membri, întâi stau și mă uit la mine și apoi la familia mea, la soția mea. Noi suntem, așa cum pretindem de la alții, suntem un exemplu și automat biserica se uită la păstor, se uită la soția lui, la slujirea care o fac. Câteodată și cu așteptări exagerate. Da, da, este adevărat. Uneori ei cred că, știu eu, așa cum noi suntem, să zicem, full-time implicați în slujire, ar trebui să fie și soțiile noastre. E adevărat, soția este alături de familie, alături de soț, alături de biserică, poate face și o anumită lucrare, însă soția mea, spre exemplu, face o slujbă în biserică, în lucrarea cu copiii. Asta nu înseamnă că neapărat, cel puțin asta e părerea mea, fiecare soție de păstor automat trebuie să aibă o lucrare, o responsabilitate în biserică. Da, trebuie să-și facă datoria de membru, de copil, păi, la Domnului, mulți păstori, după cum plătesc bisericile, soția mai are o slujbă, să-mi aducă niște bani în casă, că... Da, și asta. Ea sugera să stea de vorbă cu alte soții de păstor, să înțeleagă la ce se înhamă. Și un alt lucru e situația în care respectivul băiat nu e păstor încă și chemarea în lucrare vine odată ce ei sunt deja căsătoriți. Și atunci cred că e de dorit și frumos și normal ca chemarea, cum spunea și Iosif, să vină pentru amândoi. Ceva de genul acesta, să hotărească împreună. Păi acum mi-ai ridicat numai bine pentru următoarea întrebare. La voi cum a fost, Iosif? Tu ai fost deja în lucrare și apoi te-ai căsătorit sau chemarea din partea Dumnezeu a venit după ce te-ai căsătorit? Deci eu am fost în pregătire la seminar pentru slujire. Am cunoscut soția când terminam anul 3 de seminar și ne-am căsătorit după ce am terminat seminarul, bineînțeles, înainte de a fi ordinat ca și slujitor. Deci, automat, soția, viitoarea mea soție știa la ce se angajează, știa ce... Deci, teoretic, cum zic eu, n-are nicio scuză. Nu are. Cum a fost la tine, Cătălin? Și eu terminasem seminarul, nu eram ordinat, lucram în mediul creștin, lucram în cadrul Radio Vocea Evangheliei și lider de tineret. Ne-am căsătorit înainte de a fi ordinat. Cred că cam asta e regula la noi. Da, cam asta este. Ordinarea vine după căsătorie. Da. Deci, chemarea o aveam, implicarea era, dar nu era oficială, nu era... slujbe, așa, cu titulatura întreagă. Păi știi de ce e regula asta, o regulă nescrisă? Pentru că oamenii au știut cât de mult cântărește soția. Și acolo, în Scriptură, când vorbește despre slujitori și spune soțiile lor, și atunci oamenii au spus, păi, pe el îl știm, să vedem ce se întâmplă. Da. Deci, practic, și soțiile voastre și a mea n-au nicio scuză. Alea care mai au o scuză sunt, că sunt unele și spun, frate Iuga, eu m-am măritat cu medic, m-am măritat cu inginer, m-am măritat cu tractorist, cu treaba mea, dar toată viața mea am fugit, n-am vrut să fiu nevastă de păstor.
După câțiva ani de căsătorie, Domnul i-a dat lumină, știi? Și zice, viața noastră s-a schimbat radical. Sunt femei care, căsătorindu-se cu un anume tip de bărbat, au dus-o super bine din punct de vedere financiar. Și intrarea soțului în slujire a însemnat o schimbare radicală. Și cum ziceai, dacă ele nu au o convingere din partea lui Dumnezeu, n-au cum să-i fie sprijin colegului nostru. Important rolul soțului al păstorului. Nu să o convingă el, dar să o facă să înțeleagă, să împărtășească chemarea asta și de dorit ca ea să înțeleagă și să urmeze. Mi-a rămas în minte o chestie care am auzit de mai multe ori. Discutând așa cu soții de păstori, rugându-le să dea un sfat tinerilor soții de păstori care sunt la început, așa fără să știe una de alta, au mers foarte multe înspre următorul sfat: să întărească relația ei personală cu Dumnezeu. No, explicați-mi de ce ziceau ele asta. Am în minte o ilustrație pe care o folosesc la anunț și e vorba de acel triunghi cu trei colțuri. Dumnezeu e colțul de sus, soțul și soția unghiurile de jos. Și ideea e că atunci când amândoi se apropie mai mult de Domnul, inevitabil se apropie și unul de celălalt. Și unul de altul. Și asta e ideea la care mă gândesc eu și așa înțeleg lucrurile. Atunci când te apropii mai mult de Domnul, te apropii și de celălalt. Da. Bineînțeles, o relație bună cu Domnul, în primul rând cu Domnul, asta trebuie să fie pe primul loc, va duce la o relație bună cu soțul și, automat, o relație bună în familie și o relație bună în slujire, în ceea ce privește biserica. Este foarte important ca toți copiii Domnului și, bineînțeles, și soțiile păstorilor să aibă o bună relație cu Dumnezeu. Uneori, poate nu îi rămâne decât să stea de vorbă cu Domnul și să-i spui lui. Și atunci, ai atins un punct, da, la care m-am gândit eu. Eu, în mintea mea, m-am gândit la multe aspecte, dar zic, măi, oare nu vor ele prin asta să transmită, Doamne, viața reală e următoarea. Soțul tău devine atât de ocupat cu copiii altora, cu alte surori, cu frați, cu comitet, cu morți, cu vii, și pe când vine acasă, e varză, nu mai are chef de nimic, că el deja e sătul de dimineață până seara. Știi că teoretic și practic o soră din biserică, când nu mai poate, unde se duce? La fratele păstor, că de asta e acolo să o ajute. Ea săracă, la cine să mai ajute să mai meargă? Că păstorul e soțul ei care vine acasă terminat și nu mai are chef de teologie, exact, și de versete biblice. Și atunci mă gândeam, oare el nu vor să spună, păi, întărește relația ta cu Domnul, te ajută pe tine, așa îl poți ajuta pe el. În cazul în care soțul tău chiar va avea timp cât vrei tu de tine, n-ai pierdut nimic, chiar dacă se întâmplă ca la noi câteodată, măcar rămâi tu cu Domnul și plângi cu Domnul. Uite, sau... eu din punctul ăsta de vedere cred că ar trebui să-mi apreciez mai mult soția, pentru că ea a venit din la vreo 500 de kilometri și s-a mutat în Moldova după ce ne-am căsătorit, conștientă că fiind că venim și ne implicăm în slujire, și n-avea pe nimeni, nicio rudă aici, m-avea pe mine și cei din familia mea. Și cum ați spus, imediat după ce am început slujirea, eu când am venit prima dată în biserica unde slujesc, am găsit acolo în curte un morman de cărămizi multe, urma să se construiască biserica. Și chiar imediat în perioada următoare, plecam de dimineața, venem seara, Proaspăt căsătorit și soția stătea mai mult singură. După aia a venit și primul nostru copil și nu că s-a mai luat cu el, dar era și mai multe responsabilități. Și vreau să spun că n-am auzit-o plângând, plângându-se de lucrul ăsta, a înțeles situația și a mers înainte. A, ideea aia cu să-i mulțumești mai mult funcționează, e bună. Da. Sau unde e posibil să faci din soție partener de lucrare, adică să o luăm cu noi la nunți, la mormântări, la anumite vizite, dacă e posibil, sau
acolo unde se poate, ca să tragă împreună cu noi, să vadă că nu e o muncă ușoară și că nu e ceva ce întotdeauna e plăcut să faci, dar în timpul ăsta petrecem timp împreună, venim acasă amândoi obosiți, avem același ritm, același... Da, unde și când se poate, da, sigur că sunt situații de genul. Hai că astea totdeauna e fain. Ia zi-m, cum ți-ai cunoscut soție? Eram lider de tineret în biserică, mă ocupam de tineri, ea se ocupa de copii. Copiii care veneau de la grupa ei de studiu, veneau la mine la tineret. Îi preluai tu? Îi preluam eu. Bineînțeles, ne-am intersectat în lucrare și în felul ăsta am întâlnit-o. Apoi am încercat să cunosc, să mă apropii mai mult de ea, mi-aduc aminte. Lucram în același timp și la Radio Vocea Evangheliei și îmi plăcea, printre altele, să merg prin oraș, pe străzi și să vorbesc cu oamenii. Făceam sondaje, interviuri și la un moment dat am văzut-o pe ea. A zis, acum este momentul potrivit. Și am provocat de la un interviu, normal că interviul respectiv a durat mai mult decât... N-aveai tu treabă cu radio, da. Și după ce am epuizat întrebările vizate de tema pe care o aveam în minte, am trecut la întrebările pe care le aveam eu în minte. Bineînțeles, n-am difuzat interviul respectiv. Normal. Dar am avut ocazia să discut, să pun întrebări, să o cunosc. Ea s-a prins că tu ai schimbat sau au crezut că tot... Pe moment nu. Băi, profitori suntem noi, deci Domnul să ne ierte, da. Spre binele nostru, spre binele familiei și spre slavă Domnului. Amin, amin. Și după interviu a durat mult? Ți-a plăcut interviul, răspunsurile, da? Da, sigur. Deci ne-am cunoscut în 2001 și apoi în 2004 ne-am căsătorit. Am urmat o perioadă în care și-a terminat și studiile, am continuat lucrarea și apoi în 2004 ne-am căsătorit. Și după căsătorie tu ai rămas cu întrebările sau ea? Care cum? Amândoi. Se spune că soțiile vorbesc mai mult, deci prin urmare, mai multe întrebări, noi trebuie să răspundem mai mult, așa că... Nici noi, predicatorii, nu stăm prea rău cu vorbitul, deci... Da. În mare așa. Eu nu sunt un mare vorbitor, nu sunt mare vorbăreț, dar mă descurc. Încerc să țin pauză. Cum ai lămurit-o, frate? Deci eu, pe soția mea, prima dată am văzut-o când aveam 25 de ani, a venit cu o verișoară de-a ei în vizită, a trecut pe la seminar la un verișor de-a ei și am văzut-o așa trecând prin curtea seminarului și cred că a coborât și la masă acolo, dar n-am vorbit cu ea, nu m-am văzut-o, mi-a rămas așa în imaginea mea. După care, după cum știți, la seminar eram trimiși în perioada de vară în practică și când am terminat anul 3 am fost trimis la Biserica Creștină Baptistă din Abrud. Acolo aer curat, munte, afine. N-am mai fost niciodată. Am auzit eu că și dumneavoastră ați fost pe acolo prin practică, dacă nu cumva, când era seminarist. Da. Era fratele Miheț, pastor, ieșise la pensie, dar încă mai slujea și am ajuns acolo. Bineînțeles, înainte de a ajunge acolo, am dat și eu un telefon să văd unde ajung. N-am fost niciodată pe meleagurile alea și am avut un număr de telefon la o familie și am vorbit cu ei și au spus, uite, când ajungi, vii pe drumul cu tare și vii la noi. Acum eu știam că în biserica din Abrud era cineva, un frate prezbiter ordinat și aveam și adresa lui. Dar când am ajuns în Abrud, pentru că familia respectivă m-a invitat să mă duc la ei, am pornit să mă duc spre ei. Era într-o sâmbătă și la un moment dat am zis, băi, mâine-i sâmbătă, mâine-i duminică, nu mă duc la familia asta că
mă duc la fratele presbiter ca să mă întâlnesc cu el, să discutăm și lucrare, da, sigur. M-am întors din drum și m-am dus către familia fratelui presbiter. Nu, am ajuns la poartă, mi-a spus cine sunt, că-s trimis, ei știau că o să vin un seminarist în practică, m-au invitat în curte, le-am spus despre ce-i vorba. Familia fratelui presbiter, fiind actualul meu socru acum, Ligia, soția mea, auzând despre ce vorbim noi în curte, imediat și-a dat seama cine îs și repede am văzut că trece cineva prin spatele meu și se duce prin casă, nu știu ce să mai facă pe acolo. Păi știi cum e, perna și, aruncată. Da, așa, da, și da. Uite așa am cunoscut-o, am rămas deosebit de impresionat de ospitalitatea lor și de implicarea lor în slujire, de dăruirea pe care o aveau în lucrul ăsta. Biserica din Abrud m-a apreciat, m-au chemat să rămân păstor acolo, însă până la urmă eu nu am rămas slujitor acolo, le-am luat fata și am dus-o nordul Moldovei și uite. Ai fost mulțumit, da, să vă iau pe toți, vă iau mers, doar fata. Da, au mers lucruri și m-am bucurat că ea a înțeles. Nu a fost problemă, știu eu, măi, hai să negociem, să vedem, uite, ar fi posibilitatea să rămâi și aici, de ce nu vrei să rămâi aici, de ce vrei să te duci acolo pentru mine? Nu a pus problema. Unde a văzut ea că lucrurile merg într-o anumită direcție, deși nu i-a fost ușor, pentru că prima dată mi-aduc aminte când am venit cu ea în Moldova, am mers cu trenul, în compartiment acolo erau niște moldoveni de dincolo de Prut. Când i-a auzit cum vorbește, a zis, măi, dar ăștia totuși în ce limbă vorbesc? Și eu un pic ca să o sperie, a zis, păi, așa se vorbește pe la noi. I-a zis, oh, eu limba asta nu înțeleg. Și chiar era aproape de neînțeles. Dar bun, acum învățăm limbi străine. Am învățat. Cătălin, dacă ai face în lucrare doar ce-ți place ție, ce ai face? Aș studia mai mult. Îmi place să studiez, să citesc. Nu știu dacă asta se califică ca fiind doar lucrare. Poate fi și că ne hrănim pe noi așa și... Da, dar cred că e mai mult o lucrare pentru noi doar, pentru alții. Îmi place să stau de vorbă cu oamenii așa, între patru ochi, să, cum stăm noi acum de vorbă, să discutăm, să consiliez, să ne rugăm. N-am fost... prin natura mea un om pentru amvon, pentru mulțime, a trebuit să învăț lucrurile astea, le fac, dar dacă m-ați întrebat și dacă aș avea de ales, aș prefera să lucrez cu oameni față în față, unul la unul. Din toată slujirea, ce îți place cel mai mult? Că de făcut le facem pe toate. Da. Îmi place să studiez și să nu să studiez și să studiez personal, dar îmi place să dezbat anumite teme împreună cu biserica. Îmi plac orele de studiu biblic și mai ales acele momente în care interacționăm unii cu alții și se creează acea atmosferă liberă de părtășie în care vezi și simți că oamenii chiar înțeleg și rămân cu ceva vital pentru viața lor spirituală. Momentele acestea îmi aduc bucurie și așa o anumită împlinire. Aveți copii, Cătălin? Nu. Nu, încă. Nu încă. Dumnezeu nu ne-a binecuvântat încă cu copii. Nu, aici trebuie să te... Dumnezeu v-a binecuvântat încă fără copii. Da, înțeleg perspectiva din care vedeți lucrurile, apreciez și... Câți ani de căsătorie? 16 ani. E greu? V-ați dori copii? Sigur, am dori. Sunt momente, da, când e dificil, dar având în vedere providența lui Dumnezeu, suveranitatea lui, înțelepciunea lui, până la urmă la asta ajungem. Știe el ce e mai bine, când e mai bine, cum e mai bine și
aici ne e nădejdea și liniștea până la urmă. Ați mai avut momente când ați plâns, v-ați rugat? Absolut. Ne-am întrebat, ne-am mirat cum de alții da, cum de noi nu, de ce nu merităm, nu suntem capabili. Deci, am slujit, am... Adică și voi treceți prin același proces prin care trec oricare alte familii care nu au copii, își doresc, au trăit în credincioșie? Da, cred că e natural, e normal. N-am ajuns la momentul în care să ne răzvrătim, să ne luăm bagajele, să plecăm, nu mai slujim, nu mai facem pentru că Domnul nu ne răspunde. Dar sunt momente în care te întreb și e normal să analizezi, poate e ceva greșit la noi, să vedem ce ar trebui să facem. Nici nu inventezi păcate să te biciuiești numai așa de dragul de a te biciui, că atunci... Nu. Poate că au alții grijă să o facă. Scuze-mă. Nu s-a întâmplat în cazul nostru, să zic așa. Da, principial vorbim. În principiu. Nu, sper că n-am ajuns să inventăm, să ne autoacuzăm, să ne autovinovățim. Încercăm să ne cercetăm, să vedem. Sigur. E tot în regulă. Dar până la urmă, asta predicăm, încrederea în Domnul, El știe și face totul la vremea Lui și mergem înainte, ne folosim de perioada asta în care se spune că suntem mai liberi, că aveam timp să facem una alta, să avem grijă de teoretic, da. Și ne rugăm. Știi, unul din lucrurile pe care nu mi-am propus, dar dacă ai zis, o zic și eu, la Zaharia și la Elisabeta, amândoi nepriniți. Știi ce am apreciat la el? Cred că l-a ajutat mult și nevasta, că și ea era neprienită. Și astăzi este greu. Trăim într-o altă societate și oricum este greu. În societatea în care trăiau ei, știi cum era privită o familie, o femeie fără copii? Și Zaharia, cum ai zis tu, nu ne-am făcut bagajele, n-am dat de pământ. Mă gândeam, oare nu l-a încercat într-o zi gândul ăsta, Doamne, dar nu-ți cer 100 de copii, îți cer unul singur, aș vrea să fie slujitor ca mine, toate celelalte, și să zic, Doamne, dacă nici asta nu-mi dai, te las cu slujire, cu tot, adică până la urmă, nu știu dacă i-a trecut vreodată prin gând, dar poate mie mi-ar fi trecut. Și apreciez că au rămas în slujire și Dumnezeu a venit cu planul Lui frumos și toți ne bucurăm. Dacă nu i-a trecut lui Zaharia prin minte lucrul ăsta, cred că lui Avraam i-a trecut prin minte. El dă semne că la un moment dat a obosit să mai aștepte promisiunea lui Dumnezeu și Sara la fel. A zis, hai să o rezolvăm noi, să o luăm noi înaintea Domnului. Cumva, dar nu vreau să zic lumea că suntem misogini și nu știu ce, cumva aș putea spune că și Elisabeta poate că a abandonat gândul că va mai primi și să-ți spun de ce mă gândesc asta. Că la un moment dat îi spune îngerul Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată. Eu mă gândesc că o vreme s-au rugat amândoi și probabil la un moment dat Elisabeta a abandonat. Bă, Dumnezeu putea să ne dea câtă vreme, tot am așteptat și lucrurile erau normale și poate că el, ca să iasă bine pentru bărbatul, dacă tu nu te mai rogi, eu continui să mă rog, că Dumnezeu e mare. Hai să îl lămurim un pic cum e când pleacă fata departe, fata lui tata. Cum e? E destul de greu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii. Denisa, așa după cum știți, s-a căsătorit și a plecat departe, foarte departe. Și nu știu dacă știți, dar acum sunt și bunic. Știu că sunteți bunic, Domnul să vă binecuvânteze. Care... am împlinit un an și o lună, Ezra, și deci acum am pe Denisa, Bogdan, care este de acum tot copilul nostru, ginerele, Ezra, nepotul, și Tobias, care e băiatul nostru, recent am împlinit 17 ani. Domnul să-l binecuvânteze și pe el. Dumnezeu așa a găsit cu cale, pentru o vreme că Denisa împreună cu familia ei să fie departe,
dar să știți că dorul ei și dorința lor acum comună este ca că într-o zi se vor întoarce tot în România. Domnul să-i ajute cât mai curând. Undeva pe aici, pe meleagurile deci noastre. Deci asta vă face să mai aveți un pic asta de nădejde? Asta ne face să sperăm, să avem nădejde. Au și ce faci dacă într-o zi, până nu se întoarce Denisa, pleacă și feciorul? Wow, încă nu vrem să ne gândim la așa ceva. Deci asta am zis-o numai, nu să zic vis-a-vis de ei, am zis-o pentru tine, Cătălin, să vezi că există plusuri și minusuri, știi? Că acum voi știți, chiar aici în Bucovina, vorbim de familii care poate au avut 14 copii. Știi că cine o fi la bătrânețe și la bătrânețe e moșul cu baba sau moșul cu cocoșul și cu două găini, că baba o pleca la Domnul, că așa o hotără Dumnezeu și copiii pe 4 continente și rămâi tot cu Domnul Iisus. Deci asta este. Da. Da, suntem conștienți că Dumnezeu ne-a încredințat pentru o vreme și Dumnezeu are plan cu fiecare din ei. Cel puțin din experiența care o am cu Denisa, îmi dau seama că planurile noastre nu sunt totdeauna și planurile Domnului. Dar ale Domnului sunt mai bune, așa predică. Da, sigur, ale Domnului sunt cu siguranță mai bune. Noi avem un anumit plan pentru ei, că trebuie să facă școala asta, că atunci a trebuit să căsătorească, că atunci dar la voi, că acum plecarea asta Denisei, că cine a suportat-o un pic mai greu, tu sau soția? Cred că soția a suportat-o mai greu, chiar ea pur și simplu nu înțelegea de ce trebuie să întâmple așa și știa că acum trebuie să-i dea drumul din mâini, dar nu putea. Și dar la nuntă arăta stare fericit. Până la urmă, da, la nuntă ne-am da. Ne-am obișnuit cu ideea, dar a fost destul de greu. Eu am înțeles la un moment dat că așa stau lucrurile. Acum, așa fiind vorba între noi, Denisa și ea a înțeles și la un moment dat a spus: tată, trebuie să stau de vorbă cu tine întâi și să spun lucrurile așa sunt, noi așa ne-am hotărât, noi trebuie să fim aici pentru o vreme, trebuie să înțelegem lucrurile și mergem înainte. Am zis: Denisa, dacă asta e situația, atunci bine că mi-ai spus ca să știu cum să pun problema. Da, și să o ajutăm și pe mama. Da. E bine, e frumos. E frumos, dar nu este ușor. Da. Trebuie să ne apropiem de încheiere, că asta este timpul, tot ne presează și eu aproape nimic din ce mi-am propus să vă întreb, nu v-am întrebat, dar ce contează? Important e că am avut... Și noi din ce ne-am propus să vă răspund. Dar nu sunteți singuri, stați liniștiți, dar bănuiesc că ați venit cu schițe, cu treburi, da, așa, nu mai contează. Asta e frumusețea la astfel de întâlniri. Și nu, asta ai zis că îți place, față în față, discutăm, da, până... Fără cameră, dar nu există camere, numai camera, da, și acum ne mai filmează Domnul. Spuneți-mi, întoarcerea voastră la Dumnezeu a fost, nu vreau să banalizez, dar o să folosesc un cuvânt, a fost obișnuitul acela proces, m-am născut în familie de credincioși, am trecut prin, m-am întors la Domnul, a fost ceva deosebit? N-a fost ceva spectaculos sau dramatic în cazul meu, a fost clasicul proces baptist, pentru care sunt mulțumitor. Amin, amin. Am crescut într-o familie de credincioși, am fost dus la biserică, crescut cu fanfară, orchestră, copii, cor și așa mai departe. Predici multe, am înțeles în timp cine sunt, ce nevoie am, sunt păcătos, am nevoie de mântuire, dar clasicul ăsta proces include și amânarea. Da, mm-hmm. Ești bine, ești, da, da, da. Ești în biserică. Băia bun. Amâni. Am avut două experiențe care m-au marcat. Mergeam spre biserică într-o duminică dimineață și urcam dealul și văd un coleg de școală coborând. Și imediat mi-a venit în minte, opa, ăsta o să mă întrebe unde merg, ce îi spun. Nu eram cunoscut în școală sau în clasă ca fiind un pocăit, eram mai timid, nu mă lăudam prea mult cu lucrul ăsta. Și atunci, fiind luat prin surprindere, omul a întrebat unde mergi, spre rușinea mea. N-am avut curaj să-i spun că merg la biserică. Am zis că merg la rude, la o mătușă.
și m-am dus la biserică, am intrat, am cântat, am făcut tot ce trebuia făcut. Ca la sfârșitul serviciului, când ies din biserică, îl văd pe colegul respectiv trecând strada, uitându-se la mine. Oai de mine! Nu mi-a zis nimic, n-am zis nimic, dar am zis, uite, ăsta-s eu, un mincinos, un fățarnic, un ipocrit, așa nu se mai poate. Trebuie să iau o hotărâre. Până atunci, cum spuneam, cântam, fanfare, cor, tot era normal. Totul ce trebuia făcut. Și apoi un alt lucru, eram într-o evanghelizare cu frați americani, cadrat traducător. Eram undeva pe la Adjud și frați americani căutau să-i atragă pe oameni la Hristos, eu trebuia să-i traduc și ei spuneau oamenilor care se întâlneau, nu vrei să te pocăiești, nu vrei să iei hotărâre pentru Domnul. Și eu traduceam lucrurile astea. Și nu spre casă de la acea evanghelizare, am zis, măi, eu traducând, spuneam oamenilor să vină la Hristos, să se pocăiască, să ia botezul, să își pună viața în rânduială, să iau o decizie. Ceva nu e în regulă. Eu spun altora, chiar dacă nu cuvintele mele, și eu tot amân, eu tot nu mă hotărăsc. Și paralel cu lucrarea Duhului Sfânt, cu cuvântul, cu familia, cu biserica, felul în care lucra Domnul, așa am fost împins oricum de la spate sau am luat hotărârea să iau botezul, să frumos. Fac o viață pentru Domnul. Părinții baptiști au făcut nuntă în biserică baptistă. Am crescut într-o biserică baptistă la țară până la vârsta de 10 ani, când părinții s-au mutat în orașul Dorohoi, unde nu mai era biserică baptistă și am frecventat o adunare creștină după Evanghelie. Aici am intrat în contact mai mult cu grupuri de copii, cu grupuri de tineri și mi-aduc aminte că într-o seară de Revelion se obișnuia în biserica respectivă ora 12 să ne prindă în biserică. Dacă și se poate și pe genunchi pe unii. Da. Și mai mult decât atât, atunci, la cumpăna dintre ani, se făcea și în urma unei predici de evanghelizare chemare. Și eu mi-aduc aminte că eram la balcon și cercetat de tot ceea ce se întâmplă printre cei care s-au hotărât, nu mi-am propus de acasă să fac lucrul ăsta, deși eu mă consideram totuși că, na, merg la biserică, printre cei care am ridicat mâna am fost și eu. Și am făcut-o sincer și chiar m-a marcat lucrul ăsta. Bineînțeles că unii au spus, băi, dar ce eu trebuie să faci tu lucrul ăsta? Tu doar de... Nu, eu am simțit că trebuie să fac lucrul respectiv și l-am făcut. Asta nu înseamnă că de acolo înainte am trăit o viață exemplară, pentru că ceva similar găsesc în ce spune Cătălin, s-a întâmplat și cu mine. Domnul a știut să puncteze la un moment dat faptul că sunt un om păcătos. Mi-aduc aminte că odată cu un tânăr din biserică ne plăcea să creștem iepuri și de unde să găsim noi mâncare, hai să căutăm într-o parte în alta. Opa, am văzut noi sub un pod de cale ferată acolo iarbă foarte frumoasă, foarte bună, hai acolo să adunăm. Și am început să adunăm. În timp ce adunăm, pe pod trece un om. Din partea alaltă trece altul. Se întâlnesc pe la mijlocul podului, vorbesc ei nu știu ce și când se despart, unul din ei ne face semn. Luați-o la sănătoasa. Oh, am înțeles că unul din ei era proprietarul. Noi nu știam de proprietăți, era pe vremea lui Ceaușescu. Tot și, era nostru. Da, tot al nostru. Oh, și omul respectiv se ia după noi. Și noi, bineînțeles, iau la fugă. Și ne-am dus, în fine. Noi acum mai, voi erați iepuri. Noi mai iuți. Ce vreau să spun cu asta este că la un moment dat când ne-am oprit, celălalt băiat, cu un an mai mare ca mine, tot tânăr din biserică, zice, măi, mie nu mai îmi trebuie iarba asta. Mă simt așa de vinovat pentru ce am făcut. Curios că eu, fără nicio mustrare de conștiință, am spus, nicio problemă. O iau eu. Dă-mi o mie. Și am luat-o. După un timp, am stat și m-am gândit, băi, ce pocăită-s eu. Uite, el măcar a făcut ce a făcut, dar pe moment acolo i-a părut rău. Și a spus, și nu i-a mai trebuit și mi-a dat o mie. Și am dat doar un exemplu, că Domnul a vrut să mă conștientizeze că sunt un om păcătos și că am nevoie de mântuire și
într-adevăr, mi-am dat seama de lucrul ăsta, în biserica respectivă se punea foarte mult accent, fiind mulți copii din familii de pocăiți, cumva se căuta, nu cumva noi să-L urmăm pe Domnul, că așa-i tata, așa-i mama, o relație personală cu Domnul, și chiar se accentua la studii, la părtășii, și chiar eu eram frământat și puneam tot felul de întrebări vis-a-vis de mântuire, de faptul că trebuie să fie o experiență personală cu Domnul. Domnul mi-a dat izbândă și la vârsta de 18 ani am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului în Biserica Creștină Baptistă din Iași. Fratele Iosif Morcan a fost cel care m-a botezat și slavă Domnului, se împlinesc de atunci mulți. Deci de la iepure ai trecut la capre, la oi. Da, da. Da. Bun, tare mult mă bucur că am avut privilegiu să discut cu voi în seara aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu, dincolo de faptul că ne-a binecuvântat pe noi în părtășie, să-i binecuvinteze pe cei care ne ascultă. Și numai Duhul Sfânt știe cum să așeze ce am spus noi în viața cuiva. Aș vrea să încheiem. Vă mulțumesc tuturor că ne urmăriți, vă mulțumesc că ne susțineți în rugăciune, vă mulțumesc că apreciați slujitori, apreciați mai mult. Să știți, slujba nu este ușoară. Nu vrem să ne plângem, că noi suntem în mâna lui Dumnezeu, dar poate că mai multe aprecieri îi vor face pe mulți slujitori să vă slujească cu mai mult drag, cu mai multă bucurie. Că știți, și Domnul spune că unii pot să slujească cu lacrimi, alții pot cu bucurie. Depinde de voi, cei care sunteți slujiți, dacă e cu lacrimi sau cu bucurie. Și dacă e cu lacrimi, nu folosește nimănui, dacă e cu bucurie, folosește tuturor. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care ne filmează, ne aduc în casele voastre. Cred, așa îmi place mie să cred, că cei care ne urmăriți s-ar bucura să vă rugați pentru ei. Aș vrea o rugăciune scurtă, vă rugați, pentru copii, părinți, poate colegi slujitori, ce vreți voi, nu ne ridicăm ca să nu ieșim din cadru, să nu ne zboare la valierele, și mulțumire tuturor și Domnului, că după rugăciune nu vreau să zic decât amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru timpul acesta, pentru părtășia pe care am avut-o, pentru gândurile pe care le-am împărtășit, și îți mulțumim pentru cei care ascultă această discuție, ceea ce am împărtășit cu ei. Te rugăm, Doamne, acolo unde sunt, Tu să îi faci conștienți de prezența Ta. Amin. Pe cei care au nevoie de mântuire, Te rog, să îi cercetezi. Amin. Amin. Îi faci conștienți de nevoia aceasta. Amin. Pe cei care au nevoie de îmbărbătare, de mângâiere, de curaj și îndrăzneală, fii Tu acela care să le umpli inima. Amin. Cu cer. Amin. Și, Te rog. Doar Tu poți să le dai. Amin. Pentru cei care sunt osteniți în lucrare, sunt prudiți și obosiți, Doamne, ridică-i Tu. Amin. Bărbătează. Amin. Și dă-ne noi puteri. Amin. Ajută-ne pe toți să înțelegem că osteneala noastră nu este zadarnică. Fii binecuvântat, Doamne. Și Tu nu ești nedrept ca să uiți. Așa este, Doamne. Glorie Ție. De aceea ne bucurăm că Te putem sluji. Amin. Amin. Îți mulțumim că ne-ai ales și îți mulțumim că ne-ai înzestrat. Și mulțumim, Doamne. Ții în harul Tău. Amin. Și răsplata noastră va fi după harul Tău. Și slăvit să fie, Doamne. Umila noastră slujire. De aceea îți mulțumim și Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Tată bun, Te binecuvântăm și îți mulțumim pentru multele moduri prin care Tu lucrezi și astăzi. Amin. Și modul în care, Doamne, Tu vrei să Te apropii de noi, de inimile noastre, mulțumim pentru că ne chem să fim la dispoziția Ta. Mulțumim, Doamne, pentru această cale prin care am putut să împărtășim aceste gânduri, aceste experiențe, care dorim atât de mult să fie de folos celor care, Doamne, caută după Tine, caută soluții, au întrebări. Știm, Doamne, că răspunsul la toate întrebările noastre vine de la Tine. Slavă Ție, Doamne! Mulțumim, Doamne, pentru toți cei care au înlesnit posibilitatea aceasta. Amin. Ca pe această cale mesajul Evangheliei să ajungă la cât mai multe inimi. Dorim, Doamne, ca Tu să răsplătești, Tu să dai izbândă. Dorim, Doamne, ca Tu să fii alături de noi și mulțumim, Doamne, pentru că privind în urma noastră și văzând mâna Ta la lucru, putem să fim întăriți în credință, Doamne. Putem să ne bucurăm și să avem nădejde, Doamne, că Tu ești cu noi. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu îngrijești de toate nevoile noastre. Mulțumim pentru că nu ducem lipsă de nimic. Mulțumim pentru că Tu ești păstorul nostru cel bun. De aceea vrem să ne încredințăm în brațul Tău. Noi,
casele noastre, familiile noastre, pe toți cei care ascultă în momentul acesta aceste cuvinte. Te rog, Doamne, pe toți să ne păstreze în harul Tău și să ne ajuți ca Ție să-Ți aducem slavă și onoare acum și până în veci de veci. Amin. Amin și eu îți mulțumesc din toată inima, Doamne, pentru colegii mei de aici, îți mulțumesc pentru colegii mei din țară, pentru colegii noștri de pretutindeni. Recunoaștem că am avut parte de milă și de har până astăzi. Slavă Ție, Doamne! În continuare, mărturisim dependența noastră de Tine. Amin. Nouă, dă-ne putere să fim credincioși. Amin. Să Te urmăm așa cum aștepți Tu și când primim binecuvântările Tale, ajută-ne să le folosim pentru binecuvântarea Amin. Altora. Te lăudăm încă o dată că existi, că Te cunoaștem, că nu Te schimbi, că ai început un proces în viața noastră și nu îl vei abandona până când ne vei prezenta înaintea Tatălui glorioși și pentru gloria Lui. Amin. 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 Amin.